Până când nu va înceta bullying-ul între noi, oameni adulți, de ce ne-am așteptat să înceteze bullying-ul la școală, bullying-ul între copii? Pentru că ei copiază doar ceea ce văd de la noi. Dacă noi facem bullying unii cu alții, dacă noi dăm în noi unii între alții, pentru că suntem frați și surori la urma urmei, și copiii noștri vor face la fel. Și din ceea ce văd prin comentarii, se întâmplă din ce în ce mai mult între adulți, deci se va întâmpla din ce în ce mai mult și între copii. Și din păcate, cei care fac acest bullying nu sunt în stare să-și educe copiii să nu-l mai facă, pentru că copiii copiază ceea ce fac adulții. Am venit în România pentru că considerăm că ăsta este raiul pe pământ. Considerăm că este rai din toate punctele de vedere. Și rai fiscal, și rai la țară, și rai din toate punctele de vedere. Și în același timp consider că raiul ți-l faci acolo unde ești. Important este să vrei și să nu stai să te plângi. Tot ceea ce încerc să postez este pentru a inspira oamenii, pentru a le da curaj, pentru a le arăta că se poate, pentru a le arăta că chiar dacă te pui contra vântului, reușești, pentru a da speranță celor tineri că chiar dacă stau la țară, chiar dacă nu stau la țară, în momentul în care fac ceva diferit și în momentul în care își schimbă mentalitatea, lucrurile se întâmplă, chiar dacă ai și căderi, bineînțeles. Mesajul este simplu. Dacă considerați că cunoașterea noastră se numește aroganță, nu este nicio problemă, ne puteți da unfollow sau chiar block. Dacă considerați că aducem un plus de valoare societății prin toată experiența noastră de viață, prin toate greșelile noastre, prin toate reușitele noastre și prin ceea ce reușim noi să facem, atunci stați alături de noi în continuare. Noi vă mulțumim că sunteți alături de noi, unii dintre voi poate chiar de la începuturile noastre, de când eram în Anglia. Pentru că dacă nu ne implicăm noi și nu arătăm noi, cei care facem asta, o parte din viața noastră, dacă nu arătăm că se poate, dacă nu arătăm că poți face și altceva în țara asta și că are o mie de posibilități țara asta, atunci de la cine să învățăm, de la cine să luăm exemplu? De la cei din showbiz? Nu prea cred. Sau de la cei din politică? Mă îndoiesc tare mult. Așa că voi puteți să îmi considerați îndrăzneala drept aroganță. Dar se numește altfel, se numește îndrăzneală, se numește perseverență, se numește curaj, se numește muncă, se numește sacrificiu, se numește iubire de tot ceea ce faci. Se numește cu totul altfel, dar aroganță nu. Iar în momentul în care știi un lucru cu certitudine, în momentul în care citești în 1000 de cărți și vizionezi cursuri și vizionezi videouri toată ziua și ești numai cu capul în anumite lucruri toată ziua și știi sigur că așa este și împărtășești și celor de lângă tine pentru că nu poți să ții pentru tine, ei bine, atunci da, se poate cataloga pentru unii dintre voi drept aroganță, când de fapt este adevărul meu pe care îl spun tuturor, pentru că vreau să ajut. Pentru că prea mult ne plângem că statul nu ne dă, că politicienii sunt cum sunt, că mama nu-mi dă, că eu n-am plecat la drum cu bani ca Donald Trump, că eu nu am, că eu nu pot, că eu am salariu minim pe economie, cum să fac eu altceva dacă eu am salariu minim pe economie? Și tot așa, ne tot plângem. Scuze sunt în continuu, dar rezolvări niciodată. Așa că eu am ales să dau din educația mea, am ales să fac reclamă la educație, întotdeauna voi face reclamă la educație, momentan e neplătită, dar cine știe, poate pe viitor va fi și plătită. Educația contează, suntem pe ultimul loc în Europa la educație financiară, pe ultimul loc, nu știu dacă vă vine să credeți. Sunt niște cifre extraordinare când stăm să ne uităm. Suntem pe ultimul loc în Europa la investiții în bursă. Suntem pe ultimul loc în Europa la sărăcie. Suntem ultimii și tocmai din cauza că suntem ultimii avem un potențial extraordinar, extraordinar. Așa că eu vă încurajez astfel, educați-vă, haideți în România. Și cu toată educația pe care ați obținut-o prin alte țări sau chiar aici la noi,
spuneți și faceți ceva, schimbați ceva și spuneți la toată lumea ce ați făcut voi, chiar dacă lumea o să o catalogheze drept aroganță, nu e nicio problemă. Există și un buton de bloc. Spuneți la toată lumea și chiar mă gândeam să deschid un astfel de grup cu astfel de povești, pentru că sunt foarte multe astfel de povești și unii au trac de a face videouri. Așa că, nu știu, poate ține de mine să vă fac și vouă poveștile cunoscute. Lăsați-mi în comentarii dacă asta ar fi o idee bună, să facem un grup în care să ne spunem poveștile și în care să ne spunem câștigurile. Pentru că de pierderi știm cu toții, de necazuri știm cu toții, la știri se dă 90% numai chestii negative, cele bune nu se întâmplă, dar se întâmplă mai mult decât chestiile negative. Așa că țin foarte mult de această educație și de modul în care privim viața, pentru că viața este extraordinară, chiar dacă câteodată mai cădem și într-o groapă. Vă mulțumim ca întotdeauna de vizualizare și ne vedem pe data viitoare!